Bună ziua, mă numesc Peregrini Lila și vă prezint o resursă la disciplina matematică clasa 6-a, adunarea numerelor întregi și proprietățile adunării. Pentru început, vă invit pe malul unui lac. După cum vedeți, pe malul acestui lac avem o axă a numerelor unde putem observa originea, sensul pozitiv și unitatea de măsură. Vă invit să-l cunoaștem pe Alex, broscuța noastră, care momentan se află pe frunza cu coordonata -5. Prima întrebare la care căutăm răspuns este cât ne dă -5 adunat cu 3. Asta înseamnă că Alex de pe frunza cu coordonata -5 se deplasează 3 unități în sensul pozitiv. Astfel, Alex a ajuns în spatele frunzei care are coordonata -2. A apărut, Alex se află pe frunza cu coordonata -2, care este și rezultatul adunării. Ați făcut prima voastră adunare. Felicitări! O a doua încercare. Cât ne dă -2 adunat cu -6? Alex deja se află pe frunza cu coordonata -2. De data asta, însă, se va deplasa 6 unități, dar în sensul negativ. Să vedem unde a ajuns Alex. Alex a ajuns pe frunza cu coordonata -8. -2 adunat cu -6 ne dă -8. Să vedem alt exemplu. La toți ne place să ne jucăm. Vă invit la jocul Trage Sfoară. Avem două echipe. În ambele echipe avem 4 jucători care vor trage toți cu aceeași forță, însă în direcții opuse. Oare ce se va întâmpla cu Alex? În ce direcție se va mișca din poziția unde se află acum? Deoarece jucătorii au forțe egale, fiecare jucător din echipa albastră este anulat ca și efect de un jucător din echipa adversă. Adică se pare că -4 adunat cu +4 ne dă 0. Deci Alex nu se va deplasa în nicio direcție. Să vedem un alt exemplu. De data asta au plecat 2 concurenți din echipa albastră. Oare cine va câștiga? -4 adunat cu 2 este -2, pentru că 2 jucători în continuare își vor anula efectul unul la celălalt pentru că trag în direcție opusă. Deci acești 2 jucători îl vor deplasa pe Alex în sensul negativ. Pentru a fi corect, să vedem ce se întâmplă dacă de data asta echipa albastră are 2 jucători în plus. Atunci adunarea devine -2 adunat cu 4. Și exact ca în exemplul precedent, câte 2 jucători își anulează efectul, dar rămân cei 2 din echipa albastră, adică pe Alex, îl vor deplasa în sensul pozitiv. -2 adunat cu 4 dă +2. Să vedem acum adunarea și pe axa numerelor.
Dacă vrem să adunăm 8 cu minus 10, după cum vedeți, Alex se află în origine. El, prima dată, se va deplasa în punctul de coordonate 8, în sensul pozitiv, și pe urmă, din acest punct unde este acum, se va deplasa 10 unități în sensul negativ. Adică 8 adunat cu minus 10 te dă minus 2. Să vedem a doua adunare. De data asta, Alex prima dată pornește tot din 0, dar se va duce 4 unități în sensul negativ. Și după asta se va duce 6 unități în sensul pozitiv. Deci Alex în final ajunge în punctul de coordonată plus 2. Dacă ambele numere sunt negative, atunci Alex se va deplasa doar în sensul negativ, prima dată 8 unități și pe urmă 6 unități. Astfel va ajunge în punctul de coordonate minus 14. Adunarea cu numere pozitive, de fapt este adunare cu numere întregi, știți deja din clasele mici că 4 adunat cu 6 este 10. Să vedem un mic exemplu. Vă invit să completați aceste piramide. Dar există câteva reguli. Nu se pot repeta numerele din cadrul aceleiași piramide, adică trebuie să scrieți 5 numere diferite. Obligatoriu printre cele 5 numere trebuie să avem cel puțin un număr negativ. Trebuie să fie numere de o cifră și suma numerelor din aceste două dreptunghiuri, trebuie să fie trecut în dreptunghiul deasupra. Spor. Să vedem trei variante posibile. După cum vedeți, 6 adunat cu minus 2 dă 4. Minus 2 adunat cu 7 dă 5 și 4 adunat cu 5, într-adevăr, ne dă 9. Am respectat toate regulile. Aș vrea să vedem acum ce ați reținut. Cum credeți voi că se pot aduna două numere întregi cu același semn? Pentru a face această adunare, prima dată vom aduna suma modulelor celor două numere și în fața sumei punem semnul comun a celor două numere. Dacă avem de adunat două numere cu semne opuse, atunci vom face diferența modulelor lor. Și în fața diferenței punem semnul numărului care are modulul mai mare. Să vedem și vizual. Razele acestor cercuri reprezintă modulul numerelor. Deci dacă adunăm două numere pozitive, obținem un număr care este mai mare decât oricare din termenii sumei și desigur va fi pozitiv. Dacă adunăm două numere negative, obținem un număr negativ a cărui modul este mai mare decât oricare din modulele celor două numere. Dacă însă adunăm două numere de semn opus și aici se vede că modulul numărului pozitiv este mai mare, atunci vom face diferența dintre cele două, dar rezultatul va fi pozitiv. Dacă însă numărul negativ are modulul mai mare, noi tot diferența modulelor vom face, însă rezultatul va fi număr negativ. Proprietățile adunării sunt în mare parte aceleași care ați învățat și la proprietățile adunării numerelor naturale. Dacă vă amintiți de ele,
De exemplu, prima este comutativitate, adică înseamnă că locul celor doi termeni poate fi schimbat. Nu afectează rezultatul. O altă proprietate este asociativitatea, care înseamnă că dacă vrem să adunăm aceste trei numere, atunci le grupăm în mod favorabil. Ne este mult mai ușor ca prima dată să adunăm minus 95 cu minus 5, că dă minus 100, și adunarea asta o face mult mai ușor decât dacă le-am lua în ordine. Adică, dacă avem de adunat 3 numere, efectiv putem să le grupăm în așa fel ca să ne fie nouă treaba mai ușoară. 0 este element neutru pentru adunare. Orice număr întreg adunat cu 0 nu își schimbă valoarea, rămâne exact același număr. Și a apărut o proprietate în plus, și anume, în mulțimea numerelor întregi, absolut fiecare număr întreg are un opus. Dacă adunăm numărul întreg cu opusul său, întotdeauna obținem elementul neutru. O activitate la care vă invit acum ar fi să marcăm cu roșu săgețile de parcurgere acestui labirint. Efectuăm adunarea din fiecare pătrățel, căutăm rezultatul corect, ieșirea din acest pătrățel este pe rezultatul corect, și astfel am ajuns într-un al doilea pătrățel, unde ne așteaptă o altă operație pe care o vom efectua și tot așa vom ieși din acest pătrățel pe rezultatul corect al adunării. Dacă lucrați corect, în final trebuie să rămână doar două pătrățele în care nu ați umblat. Aici aveți parcurgerea labirintului. Noi am verificat până aici. Minus 3 adunat cu 4, într-adevăr, e minus 7. 2 adunat cu minus 7 este minus 5. Minus 3 adunat cu 10 dă plus 7. Minus 7 adunat cu 4 e minus 3. Minus 4 adunat cu minus 11 e minus 15. 10 adunat cu minus 2 e 8. Și 9 adunat cu minus 4 ne conduce la, prin 5, la ieșirea din labirint. Am parcurs labirintul. Acum, ca și temă, vă invit să vă construiți propriul labirint cu numere, după modelul dinainte. Prima adunare am completat-o ca și model, dar nici asta nu este obligatoriu să respectați. Trebuie să treceți suma acestor două numere la una din ieșirile din acest pătrățel și să continuați mai departe cu exemple date de voi. După ce vă construiți labirintul, desigur, o să vă rog să-l și parcurgeți. La revedere!